Salut, Ioane! Bună ziua! Cer scuze de deranj, mă numesc Rodica Carauș, nu știu dacă mă cunoști. Suntem din același sat. Da, știu, vă cunosc. Ok, eu o să-ți rup doar câteva minute, știu că ești la serviciu, dar m-a rugat cineva frumos, o persoană care ține foarte mult la tine, să vin cu un mesaj de felicitare pentru tine. Știu că astăzi ești omagiat. Da? Eu o să înregistrez momentul. Am scris o poezie pentru tine, așa că te rog frumos să asculți și o să-ți dai seama din partea cui vine mesajul, da? Ok, mersi mult. O să întorc așa telefonul, că o să te vezi și tu bine. Așa. Doamne, ție îți mulțumesc pentru viața ce-o trăiesc. Am băiat mare în casă, e floarea mamei aleasă. Și acum îmi amintesc ziua când tu te-ai născut. O zi frumoasă cu soare și am plâns când te-am văzut. Era ora 16 când eu pe lume te-am adus. Mă simțeam prea fericită și în suflet împlinită. Anii au trecut pe rând, tu bădic ai devenit. La surioarele tale gemene pe care le-ai îndrăgit. Când la școală ai plecat, am fost prea mândră de tine, căci erai sârguincios, responsabil, curios. Iar la matematică tema, când nu o înțelegeai, sora ta te încuraja, badea, cali problema. Am trecut prin multe în viață, dar ai fost, ești și vei fi ajutorul mamei mare și mereu te voi iubi. Ții minte cum sâmbăta vă făceam cu drag plăcinte, mult îți mai plăcea și zeama, de-ar fi tot ca mai înainte. Chiar de duceam greu cu banii, eu mereu m-am străduit să-ți iau hăinuțe la modă, să te simți tu prețuit. Nu era o sărbătoare ca tu să nu mă ajuți. La curat, făcut mâncare, obrajii să-mi săruți. Când mergeam la adunare de părinți, eu nu roșeam. Dascălii te lăudau, iar eu parcă înfloream. Înflorea inima în mine, eram orgolioasă de tine. Tu și atunci când mai greșeai, veneai și îmi mărturiseai. Îmi ziceai cu voce blândă, mamă, mai bine să o spun eu decât doamna învățătoare. Tu ești sufletelul meu. Uneori când ne certam, ziceai că din cauza vârstei. Scuze repede îți cereai, iar la surioarele tale lecțiile controlai. Când tăticul a murit, pe umărul tău am plâns. Greu mi-a fost, dar tu și atunci, puternic la piept mai strâns. Niciodată n-o să uit când te-ai dus și ai muncit și în dar de ziua mea primele flori mi-ai dăruit. Ce surpriză mi-ai făcut! Azi și eu la rândul meu am decis să te surprind. Ionel, băiatul mamei, tare aș vrea să te cuprind. 20 de primăveri astăzi tu sărbătorești. Îți doresc doar lume bună în viață să întâlnești. Să ai parte de iubire, de succes în tot ce faci, bani, noroc și fericire, cu viața să te împaci. Și mai am o rugăminte, să-mi răspunzi la mesaje, că mi-i sufletul fierbinte, băiatul mamei cu minte. Acesta este mesajul de felicitare pentru tine, care ți-ai dat bine seama că vine din partea mamei tale, da? Ce ai vrea să-i mai transmiți? Să-i transmit sănătate, bucurii și să fie fericit alături de noi și să înflorească cum înflorim și noi. Să dea Dumnezeu. Poți să-ți mai rup încă două minuțele, două exact. Că am un cadou muzical. Am un cadou muzical pentru tine. Da. Da? Spate? O să te înveselesc. Puțin și pe urmă te las
Să-ți petreci ziua în continuare, ok? La mulți ani, Ionele, să trăiești! Are mama doi feciori, doi feciori ca doi bujori, unul înalt și frumușel, altul încă mititel. Unul înalt și frumușel, altul încă mititel. Doi feciori, doi feciori, doi bujori, mama-i mândră și așteaptă-n prag două nurori. Doi feciori, doi feciori, doi bujori, mama-i mândră și așteaptă-n prag două nurori. Mama-i tare bucuroasă, care doi băieți în casă, îi dezmiardă cu privirea. Asta-i toată bogăția. Ea se roagă zi și noapte pentru ei de sănătate. Doi feciori, doi feciori, doi bujori, mama-i mândră și așteaptă-n prag două nurori. Doi feciori, doi feciori, doi feciori, mama-i mândră și așteaptă-n prag două nurori. Să trăiești la mulți ani, îmi cer scuze că te-am deranjat de la lucru. Dar cred că a meritat, da? Să-mi răspunzi. Și-apoi mai spre bătrânețe, fără lacrimi de tristețe, în casa mare să răsune muzică și vorbe bune, să trăim o viață bună cu tot neamul împreună. Doi feciori, doi feciori, doi bujori, mama-i mândră și așteaptă-n prag două nurori. Doi feciori, doi feciori, doi bujori, mama-i mândră și așteaptă-n prag două nurori. La mulți, mulți ani, Ioane! Mulțumesc frumos pentru felicitări! Cu plăcere! Îți doresc o zi frumoasă în continuare, petrecere frumoasă și sper să te întorci curând acasă, să-ți îmbrățișezi mămica. Bine, mulțumesc frumos. La revedere. Poftim? O să mă duc acasă tot cu nor atunci. V-ai văzut? Bine, bine. La revedere și numai bine. Hai.